Această emisiune este susținută de Pura Rom. Alege esența naturii. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Astăzi vorbim despre amânare și frica de plăcere sau refuzul plăcerii. Care sunt cele mai comune temeri care stau la baza amânării? Ce legătură este între atașamente, frici și amânare? Aflăm astăzi de la Rizvan Vlad Rusu, psiholog, maestru Feng Shui și terapeut holistic. Și spun bine ai revenit la noi! Bine te-am regăsit, cu cea mai mare plăcere și savoare în studioul ăsta frumos. Și răcoros. Și astăzi răcoros. Azi e bine. Astăzi e bine, da. Astăzi e bine, slavă Domnului. Da. Uite, în căutarea mea despre acest subiect foarte, foarte interesant, refuzul, cum ne refuzăm plăcerea și ce legătură este între refuz și amânare, am dat, așa, întâmplător sau nu, de frica de a nu fi respinși. Da. Nu știu ce legătură, dacă universul a vrut să-mi transmită ceva sau nu, dar cert este că am găsit și această frică. Și dacă tu am deschis această cutie a Pandorei data trecută în care am vorbit despre frici, mă gândesc să continuăm așa cumva discuția. Cum vrei și tu, cum se așează? Bineînțeles, vorbim și despre amânare și despre refuzul plăcerii. Sigur, e foarte important subiectul, pentru că, din păcate, vezi tu, noi suntem ființe care, conform principiului ăsta taoist al yin-ului și yang-ului, avem o parte yang conștientă despre care știm și știm despre ce vorbim, ce vrem, ce gândim, care sunt așteptările, dorințele noastre, dar avem și acea parte yin, partea subconștientului sau mai profundă a inconștientului, acolo unde clocesc așa ca într-un cazan ascuns toate lucrurile pe care noi nu vrem dintr-un motiv sau altul să le aducem în planul conștiinței. Aici fuga de plăcere este un lucru care nu e niciodată conștient. Să nu-ți imaginezi că o să găsești vreodată vreo ființă umană care să zică eu conștient vreau să aleg acum să fug de plăcere. Niciodată. Fuga asta de plăcere, masochismul ăsta primar interior de natură limbică, amigdaliană, dacă vrei să o luăm neurologic, este întotdeauna inconștient și are niște cauze profunde. Și una din cauze ai punctat-o foarte bine în introducere și este legată de atașamente. Atașamentele, conform lui Buddha, sunt cele care ne produc suferințele. În momentul în care ne atașăm de ceva sau în momentul în care avem anumite așteptări. Și lucrurile astea nu se întâmplă așa cum vrem noi. Și în mod repetat trecem prin așteptări neîndeplinite, atașamente neîndeplinite. În mintea noastră se creează un mecanism de respingere al lucrurilor plăcute. Nu neapărat doar al plăcerii. Dacă ar fi să o luăm freudian, avem acel principiu al plăcerii care este în interiorul nostru și care ne face mereu să căutăm plăcerea, dar lui se opune permanent un principiu al morții. Este acel eros și thanatos. Eros fiind principiul plăcerii, thanatos fiind principiul morții, principiul prin care noi căutăm, de fapt, neplăcerea. Mai mult decât atât, tata Freud, sigur, cât de învechit o fi el, spunea la un moment dat că, din punctul lui de vedere, nici măcar nu există coincidențe în accidente. Dacă mergi pe stradă și te-ai împiedicat într-o gropiță pe care n-ai văzut-o, de fapt ai văzut-o, dar ai ales să nu o conștientizezi tocmai ca să te împiedici și să-ți produci o anumită suferință. Și aici o să o dăm de altfel în mecanismul ăsta de autopedepsire, care este strâns legat și merge mână în mână cu fuga de plăcere. Pentru că eu, dacă fug de plăcere sau de lucrurile plăcute, cu ce înlocuiesc? Mecanismele mele psihice sunt ca niște rotițe de ceas elvețian. Ele trebuie permanent să meargă. Și atunci, dacă eu dau la o parte un proces psihic, el este înlocuit automat cu un alt proces psihic. În cazul ăsta, scap de un proces psihic pozitiv, să spunem, accesul la plăcere, la lucrurile plăcute, și îl înlocuiesc cu un aspect psihic negativ, accesul la neplăcere, suferință, angoasă, autopedepsire. Ceea ce noi în psihiatrie numim masochism primar. Masochismul ăsta primar îl avem cu toții mai mult sau mai puțin. Îl avem cu toții mai mult sau mai puțin manifest. De atât, de exemplu, am văzut chiar alaltăieri, cred, am vorbit cu o doamnă care îmi spune, dom'le, de fiecare dată în relațiile mele găsesc același tip de bărbați care sunt abuzivi, care sunt agresivi, care întotdeauna mă înșeală ce se întâmplă cu mine. Pentru că, uite, a durat nu știu câte luni până am intrat în relațiile astea.
în fiecare din ele. E foarte simplu. Tu cauți acel Thanatos, cauți acel principiu al neplăcerii, îi scanezi, tu conștient vezi lucrurile bune din ei, inconștientul tău vede potențialul lor de agresivitate și tu, pentru că nu te iubești suficient și vrei cumva să te pedepsești, alegi să intri într-o relație cu respectivul bărbat. Eu aș merge până acolo cu riscul de a fi contrazis de mulți dintre colegii mei psihologi, aș merge până acolo încât să spun că noi știm înainte de a intra într-o relație dacă partenerul sau partenera cu care ne cuplăm are un potențial de a ne provoca suferință sau nu. Și îl alegem într-un mod conștient, odată din rațiuni karmice, dar cel mai mult și cel mai greu poate din rațiuni psihologice. Și asta are la bază întotdeauna lucruri care se întâmplă nouă în fragedă pruncie. Atunci când învățăm să materializăm iubirea spirituală. Noi ne naștem încă din uterul matern, e prezumția mea, cu acces la iubire, la lumina divină, la Dumnezeu, la tot ce înseamnă energia frumoasă a creației. Doar că noi avem acel acces din punct de vedere spiritual, cumva inconștient, la nivel de sine. În momentul în care am ieșit din uterul matern și am venit pe lumea asta materială, noi cumva este bine să, cum să spun, înmagazinăm iubirea asta și să o aducem și în materie, să echilibrăm spiritul cu materia, da? Spiritus mundi, spiritul lumii, da? Deci avem spirit și materie. De unde învățăm iubirea asta? Se predă la școală? Nu. O primim de la mama, de la tata, de la bunica, de la rudele care ne cresc, de la vecini, de la copiii cu care, alături de care creștem, de la școală, de la colegi, din presă, mai nou din rețelele sociale, pe vremea când învățam eu astea, nu erau. Acum trebuie să ne adaptăm cumva la povestea asta. Și noi putem să primim, evident, iubire, putem să avem niște părinți care ne învață să fim plini de compasiune și plini de iubire, care sunt implicați, care nu ne dau sub nicio formă senzația sau sentimentul de abandon. Și atunci o să învățăm să ne placă viața. Pentru că asta trebuie să învățăm noi și ca părinți, asta e bine să-i înveți pe copiii tăi, să iubească viața, să iubească creația divină. Și în Biblie spune, iubește creația lui Dumnezeu, iubește viața, asta e creația lui Dumnezeu. E în schimb, dacă ai de-a face cu mămica care e femeie de afaceri și se întoarce la 10 noaptea acasă și are timp doar să te pupe pe frunte și ți-a adus o ciocolată și are senzația că cu asta ți-a cumpărat fericirea, și un tătic care și ăla ai plecat și îți mai aduce un Lego și un nu știu ce, și în rest te crește bola filipineză care stă non-stop pe telefon, de unde să înveți iubirea? Așa că e. N-ai de unde să înveți. Iar la școală, în sistemul nostru, sigur, nu vreau să critic, Doamne ferește, dar întâmplător că trăi destul de mult pe afară și știu cum e sistemul pe acolo. La noi există deficite în selectarea cadrelor didactice, care n-au absolut niciun fel de pregătire pedagogică pentru a învăța copiii să gândească liber. La noi ești învățat să tocești, să mergi în tipare, în pattern din astea fixe, în loc să-ți dezvolți creativitate. Și toate astea se adună, se accentuează și explodează în momentul pubertății, când hormonii noștri încep să facă acolo dansul ploii și să crească, și tot ce înseamnă procese inconștiente negative în timpul pubertății ies la suprafață. De ce crezi că în timpul pubertății, spiritual vorbind, copiii se umplu de coșuri? Da? Sigur că medicul o să zică, domne, hormonii masculini și feminini care sunt, mă rog, cu acțiune sinergică asupra pielii și produc, nu știu ce, în grande sebacee. Ok. Din punct de vedere spiritual, pubertatea este scoaterea la suprafață a manifestării întunecate a inconștientului. Pubertatea nu e decât o perioadă de purificație spirituală a corpului. Este trecerea într-o nouă etapă și în asta trebuie să elimini lucrurile negative. De-aia apar coșuri, de-aia te sluțești în pubertate, urmând ca după aia, nu? Ca un fluturaș din ăla care a ieșit din cocon, să devii o ființă frumoasă și mai departe. Și deja îți dai seama din pubertate. Dacă copiii în pubertate devin agresivi, au multe de scos. Dacă au foarte multe coșuri, de exemplu, au foarte multe de scos. Și întotdeauna te întreb, de unde le scot? Din ce au trăit, ce au experimentat în viața asta? Sau din ce au trăit și ce au experimentat în alte vieți?
De exemplu, eu nu sunt de acord cu tratamentele moderne care se fac la fetele aflate la pubertate, prin care să le faci injecții de inhibiție ca să nu le mai apară niciun fel de coșuri. Sunt tratamente de ultimă generație, foarte scumpe și așa mai departe. Sunt total împotriva lor, pentru că spiritual, ok, nu ți-e coșurile, pielea mai frumoasă. Dar spiritual ții o energie înăuntru. Da. Și acea energie cumva va ieși la un moment. Așa este. Dar n-ai senzația că o să rămână acolo. Și este cea mai sănătoasă cale prin care să iasă. O, da, mai bine 3 ani de coșuri decât 3 ani de depresie, crede-mă. Întotdeauna, adică nu e niciun fel de problemă. E, și aici mai intervine un lucru, pentru că pubertatea este o mare trecere. Noi avem mai multe mari treceri în viața asta. Prima este nașterea. E o mare trecere. Trecem dintr-o dimensiune, nu știm de unde, că nu doar din uterul matern, în dimensiunea asta. Altă mare trecere este să învățăm să mergem. Învățarea mersului biped pentru noi este o mare trecere. O altă mare trecere este pubertatea. O altă mare trecere este mutarea singură, căsnicia, boala, moartea. Sunt marile treceri, unele din marile treceri ale vieții noastre. E, când apar aceste momente de cumpănă în viața noastră, noi trebuie să înțelegem că e cumva un soi de tragere de linie, încheiere de conturi în care lucrurile e bine să iasă frumos. Și atunci pentru asta e bine să ne pregătim. Și cel mai bun mod de a ne pregăti este de a fi autentici. Rețeta garantată a succesului ca să scăpăm de ezitările în a accepta lucrurile plăcute și frumoase ale vieții este să fim autentici, să fim noi înșine, cu bunele și cu relele noastre. Eu asta am încercat, inclusiv în ce predau, inclusiv în atitudinea mea față de pacienți și mai departe, să fiu cât se poate de autentic. Uite, îți dau un exemplu poate stupid. La cursurile mele vin 100, 200, 300 de oameni. Am o domniță care tot vine la cursuri. Domne, vine și ia informația, după care pune pe pagina ei de Facebook tot ce a învățat ea de la mine de la cursuri, ca și cum a inventat ea. Știi? Și mă întreabă la un moment dat colegi de-ai mei, bă, dar nu te enervezi? Adică, serios, tu ai muncit, ai făcut, ai nu știu ce, aia vine și spune, uite ce am descoperit, uite ce am visat, așa cum se folosește psalmul, cum se nu știu ce. Și eu am o vorbă foarte simplu. Domne, dacă îi ajută pe alții, facă-se voia Domnului. E foarte simplu. De ce să mă agit pentru asta? Ce face respectiva persoană? Nu manifestă autenticitate. Da. E bine acum, pentru că probabil are un câștig de pe urma acestor chestii. Dar peste niște ani, această lipsă de autenticitate se va manifesta prin faptul că sinele ăla n-a apucat să iasă el însuși. Și a pus tot felul de măști. E, dezbrăcarea de măștile astea și ajungerea la sinele nostru autentic este rețeta prin care vom găsi plăcere în orice. Și îți mai dau un exemplu și după aceea te las să mă întrebi ce vrei tu. Da. Mergem în fiecare zi, ieșim pe stradă, prin parc, prin metrou, ne plimbăm, ne uităm în jur. Am ajuns să fim atât de robotizați și de orbi, încât nu mai vedem că e copacul, că s-a schimbat nu știu ce, că la la la. Dacă am dat timpul înapoi, strămoșii noștri pe vremea anterioară construcțiilor și telecomunicațiilor, când ieșeau, aia primul lucru, interacționau cu frumusețea și lumina naturii. Cu ce înseamnă aerul, cu ce înseamnă lumina soarelui, cu ce înseamnă cerul nopții, cu ce înseamnă copacul, iarba, sunetul păsării. Și absorbeau în mod natural. Exista în trecut, nu trebuia să fii maestru de qigong. Atenție! Exista o absorpție naturală a ciului, a energiei din natură, pur și simplu. În timp, capacitatea noastră de a absorbi natural la nivelul ăla ciul benefic, energia benefică din natură, aproape că a ajuns sub 10%. Deci noi acum când ieșim în natură, afară din casă, nu mai avem atenție acolo. Și asta e al doilea subiect pe care l-ai punctat la fel foarte bine în introducere. Acolo unde e atenția noastră, acolo este manifestarea vieții noastre. Dacă atenția noastră este asupra, am ieșit, trebuie să mă grăbesc repede să ajung la serviciu, să intru în metrou, aoleu, n-am scris aia, n-am semnat aia, nu știu ce, uite așa trec zilele, viața, vine bătrânețea, vine moartea, știi, și eu ce am făcut? Știi? Dar dacă am stat să fim atenți, cum bate vântul printr-un pom, și știu că pentru unii pare stupid, pentru că este atât de înfipt în materialitate încât bătaia vântului într-un pom e o prostie. E, și totuși, așa ne-am putea trezi simțul ăsta de a absorbi energie din mediu.
E, de ce fugim de plăceri? N-am învățat iubirea când eram mici pentru că nu am avut de unde. Nu am fost lăsați să ne exprimăm în mod concret și coerent în timpul pubertății ca mare trecere și nu am fost lăsați astfel încât să se elimine din noi acea energie stagnantă cu reziduri karmice pe care am manifestat-o. Ne-am îndepărtat de natură și astfel ne-am închis capacitatea de a inspira și de a aduce natural energia liberă din mediu și ne-am îngropat în materialitate, așteptându-ne să se întâmple chestii, atașându-ne de valori sau strict doar de valori materiale, că și am atașamente materiale și tu și oricine și e firesc să ne avem. Dar cumva ele e bine să fie echilibrate și cu așteptările spirituale. Și a cincea, lipsa credinței. Lipsa credinței, indiferent în ce Dumnezeu crezi tu acolo, conform religiei tale, îndepărtarea de esența asta unității cu universul. Eu n-aș crede sub nicio formă că am ajuns din greșeală să existăm și că după ce mor se stinge lumina și nu mai există nimic. Cunosc mulți atei care au părerea asta și e dreptul lor, nicio problemă. Dar astea sunt cele cinci cauze pentru care noi, de fapt, îndepărtăm plăcerea de noi. Că știi cum e? Dacă e să o luăm subtil, nu fugim de plăcere. Plăcerea vine, săraca. Oportunitățile pentru plăcere vin, dar noi le împingem. Poate că ne este și frică. Și aș vrea să te întreb dacă poate ne e frică de fericire. Pentru unii plăcerea e egal fericire și pentru unii există frica de fericire și pentru că le este frică că acea fericire la un moment dat se termină și ce te faci atunci când nu mai e fericire și te trezești iar singur, poate știi, poate crezi că nu meriți, poate că... Da, aici vezi, intrăm un pic în sfera minunată și frumoasă a patologiei, din păcate, pentru că asta nu e sfera normalului. Să le luăm pe rând. Într-adevăr, frica joacă o componentă extraordinară, dar numai în cazul patologiei. Dacă întâmpini fericirea, apare în viața ta un bărbat superb, minunat, exact așa cum ți l-ai dorit, ești uimită cât de frumos și bun și minunat și deștept este. Și primul tău gând este, aoleu, dar la un moment dat o să se termine ce mă fac. Frica terminării a ceva ce abia dacă a început. Asta este anxietate. Da. Și anxietatea asta manifestată prin anticipație negativă, se numește anxietate anticipatorie, e bine să o dăm la o parte și putem să o dăm, poate o să vorbim într-o zi numai despre anxietate și o să vă învăț pas cu pas ce puteți faceți acasă, fără probleme și să o înmuiați un picuț, da? Un ABC, cum zicea Alice. Asta e anxietate. Doi la mână, tot legat de frica de a nu se termina, este o neînțelegere a legilor universale. Din păcate, tot ce începe se termină. Se numește legea ritmului. Sorry. Orice mariaj care a început se va încheia. Fie că se va încheia prin divorț sau neînțelegere, fie prin decesul unuia dintre parteneri sau ai amândorura, pentru că asta este, nu poate să fie pe veci. Lucrurile sunt pur și simplu sinusoidale. În viața noastră, uite, așa e ritmul, din păcate. Pentru că eu aș vrea să-l fac așa, știi? Adică ea să fie sinusoidă, dar trendul principal să fie ascendent. Cu fiecare zi să învăț ceva nou, știi? Dacă mă focalizez pe a învăța ceva nou în fiecare zi, cu atât mai mult anxietatea mea legată de pierdere, abandon și terminare prematură a lucrurilor va dispărea. Trei la mână legat tot de asta. Dacă ți-e frică că dispare și abia ce a apărut, este o expresie majoră a lipsei tale de încredere în tine. Da? Care vine, by the way, tot în lipsa aia de iubire copilărie. În copilărie. Dacă stăm să o luăm așa psihodinamic un pic. Așa este. Da? E foarte important de înțeles asta. Doi la mână. Mai există ceea ce se cheamă frica narcisică. Frica narcisică înseamnă așa, dacă nu o să fiu mereu pe primul loc pentru iubita mea, la fel cum am fost eu la început, că în timp o să-mi apară riduri, o să arăt mai urât, e natural, e firesc, e asta așa îmbătrânește toată lumea. Mai nou există proceduri și nu se vede atât de mult, dar în natură, îmbătrânirea vine odată cu degenerarea unor funcții și țesuturi. Și narcisicul din mine poate să zică, băi, dar eu nu o să mai fiu la fel. Da? Dacă nu o să mă mai vadă la fel. Narcisicul uită că nici partenera nu o să mai fie la fel. Uită că schimbarea nu e doar la mine. Corect. Schimbarea
este pretutinde. Și eu am o vorbă, surfing spiritual. Știi cum fac aia la surfing? Mie mi-ar fi groază să fac chestia aia. Pe surfboardul ăla, nu știu cum se cheamă în română, stai în două picioare și încerci să te echilibrezi prin valurile alea absolut enorme cât mai mult. E cam așa e și viața dacă stai să te gândești. La fiecare pas suntem așa ca pe o suprafață în dezechilibru și noi căutăm să ne echilibrăm prin ceea ce facem. Da? Dar cel mai important lucru e să conștientizăm lucrurile astea pe care le-ai spus. Dacă eu chiar am aceste frici, e bine să le conștientizez. Conștientizarea nu le va vindeca în totalitate, dar le va pune pe tavă. Și punându-le pe tavă, deja le-ai văzut, ele-s descoperite, nu mai au unde să se ascundă. Uh-huh. La un moment dat, cumva, vei da de un psiholog, de un terapeut, de tine însuți, dacă te cauți suficient, și le vei rezolva. Da? Dar scoaterea lor pe tavă înseamnă o mare parte din a fi autentic. Uh-huh. Asta vorbeam. Și întrebarea fundamentală e cine sunt eu? Știi? Eu sunt în tot corpul meu, nu? Dar dacă eu mi-aș tăia o mână, aș rămâne mai puțin eu din punct de vedere spiritual? Nu. Deci cumva spiritul meu nu e aici. Dacă mi-aș tăia toată mâna, dacă mi-aș tăia amândouă, dacă mi-aș tăia și picioarele, rămân mai puțin din eu? Nu. Dacă îmi tai și abdomenul? Nu. Și unde sunt eu? Sunt în cap? Dacă dispare și capul? Vezi? Deci eu sunt cumva inteligență universală și prin eu înseamnă oricine dintre noi. Suferința și întâmpinarea dezastrului mai mult decât a plăcerii vine atunci când uiți că ești parte din acest univers. Ești doar o picătură care formează ocean. Problema e că uneori te crezi oceanul însuși și atunci universul ți arată că n-ai chiar atât de multă putere pe cum crezi. Știi? Și vin situațiile pe care tu însuși le atragi, în care răul, între ghilimele, se manifestă în viața ta. Pentru că, de fapt, și nu o să insist pe subiect ca să nu sperii pe nimeni, nu există nici bine, nici rău. Lucrurile pur și simplu sunt. Nu sunt bune, nu sunt rele. Așa totul e dinamic și în nivelul universului nu există și universul nu-i place să fie static și stagnant. Uh-huh. De asemenea, energia când circulă prin noi, dacă stagnează, da, atunci apare boală. Așa apare suferință. Ca la EKG. Exact, știi? Dacă a stagnat. Linia izoelectrică ne arată ceva nașor. Rizvan, cum o să învățăm să ne bucurăm așa de fiecare plăcere a vieții? Uite, și pot să mă raportez acum chiar și la copii. Cum să învățăm un copil, dar cunoști atât copii cât și adulți, care nu se bucură așa de fiecare moment așa. Sau poate că se bucură de fiecare moment, dar se bucură de tot tabloul, știi? Da. În primul rând trebuie să-i antrenăm pe copii. E o nemulțumire acolo, știi? Asta voiam să mai zic. Trebuie să-i antrenăm pe copii și prin asta înțeleg și pe copiii noștri interiori, adică și pe noi înșine, să reia contactul cu natura. Natura este farmacia universală, spirituală, pe care ne-a dat-o divinitatea și la care avem acces și nu deschidem sertar, că uităm de ea. Și atenție, când spun natură, nu mă refer la du-te la plafar și ia-ți 175 de remedii de implante. Am mulți pe jurul meu care au 200 de sertare pline cu toate buruienile. Dacă te duci și mie buruiana, uite, am o cursantă la mentorat, Georgiana, dacă o să uite, o să știe, care e ahtiată după natură și după plante. Și femeia se duce în pădure, ea personal știe plantele și își culege toate buruienile alea, nici mă pricep la ele. Și așa le ia. Aia înseamnă legătura cu natura. Da. Da? Faptul că te duci la plafar și iei extract de nu știu ce și tinctură de nu știu ce, nu înseamnă că ai legătură cu natura. Că guess what? Eu cunosc pe toți ăștia care fac, cel puțin la noi, naturiste. Tot în laboratoare de chimie se fac și astea. Ca să fim, adică dacă expiră în 2025 și nu prea mai e chiar iarba aia pe care ai cules-o tu, știi? Care expiră în 7 ore. E, deci prima e legătura cu natura. Du-ți copilul în natură. Învață-l să se bucure de soare, de yang-ul suprem, de lună, de cer. Învață-l să știe că este un intermediar între cer și pământ. Și un exercițiu practic, fundamental, care o să vedeți că în 3 săptămâni va da un rezultat extraordinar, e ca în fiecare dimineață la trezire, primul lucru, înainte să te speli pe față, înainte să faci împământarea, înainte de orice, stai un pic în picioare, puneți mâinile aici pe abdomenul
inferior, da? Una peste alta, și gândește-te la cer. Gândește-te la cer ca la energia protectivă cea mai mare din universul ăsta. Gândește-te la pământ ca la energia cea mai mare de susținere din universul ăsta. Și gândește-te că tu ești simultan protejat și susținut. Și manifestă-ți gratitudinea și mulțumirea. Cum îi spui tu? Dumnezeu, Allah, Tată Cer, Mamă Pământ. Fiecare în funcție de credințele lui. Dar stai 10 secunde în această stare de gratitudine. Simte-te îmbrățișat de cer și de pământ. Da? Intră în contact cu natura. Am fost în Herăstrău acum, nu mai știu, câteva săptămâni, în grădina japoneză, când înfloriseră pe acolo sakura și toată lumea nu știu ce. Și eu m-am dus acolo, era foarte multă lume, toată lumea să facă poze la copăcei aia frumoși. Și eu m-am așezat în fund cu spatele de un trunchi și mă întreabă, doamnă, nu să faci poze, stai aici? Vreau să simt și eu energia, asta e toată treaba. Noi am învățat să trăim atât de mult că avem smartphone-urile astea, da. Nu? Nu zic să nu faci, eu fac poze la lucruri drăguțe, dar am învățat să trăim prin poze. Deci la un moment dat am văzut persoane, în exemplul ăsta cu Herăstrău, uitându-se la pom prin ecranul telefonului, știi? Mm. Și eram cu un prieten și chiar i-am împins așa telefonul și zic, eu uite-te așa direct, să vezi cum e mișto e. Acolo în ecran îl vezi micuț. Și ești mai mare, da, în realitate. E mai mare, dacă lași un pic telefonul în jos, e mai mare. Contactul ăsta cu natura, de ce n-am trecut number one? Pentru că da, avem telefoane, smartphone-uri, chestii, trăim atât de imersați într-un mediu digital încât uităm de mediul natural. Și uite, acum apar tot felul de platforme, nu dau nume, care ne promit, între ghilimele, o realitate virtuală. Ai văzut, apare NFT-urile alea, se vând chestii care nu există, cum e milioane de euro și așa mai departe. Și să știi că natura, la un moment dat, văzând, între ghilimele, că noi ne îndepărtăm de ea tot mai mult, se va răzvrăti. Uh-huh. Și nu vreau să par acum că nu mai adus să fac predicții, dar se va răzvrăti. Crede-mă, big time. Și o să fie urât. Și o să fie 100% vina noastră. Da. Da? Ca să fim optimiști. Deci asta e prima condiție absolut fundamentală. A doua, copilul e bine să învețe în mod practic să se relaxeze. Da? Relaxarea este cea care în copilărie e fundamentală. Un copil non-relaxat e un copil care nu-și lasă mecanismele alea să iasă la suprafață și să se manifeste. Da? Și există o grămadă de, sigur, nu-i specialitatea mea psihologia copilului, dar am făcut și eu ceva, exerciții, jocuri cu copii, uh-huh, prin care să îi ajutăm să se relaxeze. Știi? Ia, poți să-ți relaxezi urechea asta? Da, poți să-ți relaxezi urechea asta? Da, ia închide ochișorii, dar nu știu ce, știi? Sunt tot felul de jocuri. Și al treilea lucru stric pentru copii, chestia asta, și o să sune ciudat ce spun, dar e real. Copilul trebuie să fie pus față în față cu impermanența. Mami și tati de multe ori au senzația că dacă îl țin pe copil departe de faptul că există moarte, de faptul că există pierdere, de faptul că există nenorociri, copilul va fi protejat și va avea o viață mai bună. Uite, da, îți dau un exemplu. Azi dimineața a auzit, da? Copilul primise cadou, nu știu ce jucărică de asta, o fată, o păpușă, nu știu, foarte scumpă, foarte rară. Și cumva reușește să o strice. Tatăl vede că s-a stricat, ca să nu se supere copilul, îi ia jucăria stricată, să o cere repede, cumpără alta, să o înlocuiască pe aia, să nu-și dea seama copilul că s-a stricat. Las-o să vadă că s-a stricat, las-o să vadă că lucrurile se pot strica. Moare bunica, nu trebuie să o vedem pe bunica, nu? Bunica este într-un tărâm mai bun. Cățelul n-a murit, cățelul a fugit, peștișorul e într-o lume mai bună. Nu, copilul trebuie să știe că peștișorul, cățelul, bunica, ca și noi, la un moment dat, plecăm. Da, da? Plus că ei simt la nivel energetic. Simt și se confuzează prin faptul că povestea pe care o aud, exact, hiperpermisivă din partea părinților, este una care neagă impermanența. Și atunci îl vezi pe adolescent, care toată viața a știut că cățelușul lui a fugit pe câmpiuțe, că îi moare cineva și în momentul ăla face depresie. Da. Știi de ce acum avem cu 76% mai multe cazuri de tulburare de anxietate în România, vorbesc, diagnosticate de către psihiatri și toți colegii mei față de anul 2010? Deci cu 76% diagnosticate. De ce? Pentru că
copilașii ăștia, dacă intervie, vezi, o să vezi că și întrebi, e o întrebare standard dintr-unul din test, din SCID. Dom'le, când ai dat nas prima oară conceptul de moarte și pierdere? Știi? Și auzi, 16 ani, 17 ani, 18 ani, extrem de târziu. Ia du-te la țară și întreabă-l, când ai dat nas prima oară conceptul? Păi a murit vaca când aveam 3 ani, am tăiat porcul când aveam 4 ani. Ei știu noțiunea asta când erau mici. Știi? Și atunci învață să ia naturalețea lucrurilor altfel. Asta apropo de copii. Da. Eu aș deschide subiectul ăsta. Wow! Pentru mine e foarte... Da. Am multe curiozități în sensul acesta. Plus că eu sunt unul dintre... adică un adult, fost copil, care am... Bunica mea a murit la 8 ani. Pentru mine a fost o traumă să moară bunica la 8, mai ales că o priveam ca pe mama mea. Dar a fost destul de greu așa toată trecerea asta și după aceea copilăria mea și mine, superstiții și etc, nu vreau să mă apuc acum să povestesc. E interesant să vorbim despre superstiții. Da, poate, da. Uite, eu propus să vină mai des, voi ce ziceți? Superstițiile, ca să te întrerup doar scurt la o paranteză, sunt programe pe care noi ni le băgăm singurei și trăim după ele și devenim niște păpușele, uite așa, și superstițiile sunt ațele alea cu care suntem păpușați. Dar când crești copil fiind cu superstiții și crezi în ele, că știi, când ești copil, te încrezi în adulții tăi care spun după ce a murit XY, vezi că să nu treci așa, să nu treacă pisica pe sub, nu știu, nu vreau să dezvolt acum, că nu e subiectul, dar crede-mă că n-a fost foarte... Crede-mă, când a murit cineva ăla nu mai e acolo. Acolo e doar o carcasă. Dar bine ar fi fost să... Știi, cumva cred că este important, uite așa cum ai zis și tu, să vorbim cu copiii noștri, adică chiar dacă se întâmplă astfel de evenimente și să nu-i protejăm, hiperprotejăm, ar fi bine totuși să nu-i lăsăm așa la, uite, a murit și cam atât, nu le dăm niciun fel de explicație, cumva să și vorbim cu ei. Inclusiv moartea se înflorește în niște scenarii din astea. Ieri a fost publicat de către Asociația Americană de Psihiatrie un studiu, a fost făcut public și în presă la noi, că permisivitatea excesivă a părinților în primii 6 ani de viață ai copilului generează o creștere cu peste 60% a tulburărilor din spectrul depresiv în stadiu adult. Studiul de la adevărat, adică făcut cu double blind-uri și așa mai departe. Deci, permisivitatea, când le spui părinților, nu e bine să fie atât de permisiv, el are senzația că îi spui să țipe la copil. Doamne ferește! A nu fi atât de permisiv înseamnă a nu face copilul ăla să creadă că este prințul căruia nu îi se poate întâmpla nimic rău. Știi? Dacă copilul a căzut și și-a julit piciorul și te duci la el și spui las că pup și trece, da? E foarte frumos, dar îi spui ai căzut, așa se întâmplă când cazi. Când cazi, te doare, te julești, poate să fii și mai rău. Acum pupăm și trece și uite, punem un pansament. Da? Dar copilul e bine să înțeleagă că e o consecință a acțiunilor lui. Corect. Da? Și nu te să uite că s-a întâmplat chestia aia. Asta e foarte important. Așa este. Bun, să ne reîntoarcem la amânare. Ce e cu amânarea asta? Amânarea și procrastinarea au din fericire doar două rădăcini. Din nefericire, rădăcinile astea sunt complexe. Prima rădăcină este ceea ce noi numim în mod curent lene. Am vrut să te întreb, dar lene. Am zis că poate lenea, nu o fi lene. Lenea e boală veche. Lenea e boală veche, multă lume se plânge și spune, dom'le, cum pot să scap de lene? Hai să spun din punct de vedere energetic ce e lenea, da? Să nu ai senzația, eu știu că, psihologic, lenea e un mecanism de apărare prin care evit anumite lucruri și prin amânare pot, evident, nu, psihologic să evit anumite lucruri. Dar lenea este o lipsă de energie la nivelul anumitor organe, da? În primul rând, noi avem o grămadă de organe în corpul nostru, fiecare are tipul ei de energie. În momentul în care energia din partea superioară a corpului este mult mai yang sau mult mai mare decât energia din partea inferioară a corpului, în special zona abdomenului, da? Apare întotdeauna starea de aș sta și n-aș face nimic. Se zice, ei s-a suit la cap, expresia românească. Dimpotrivă, dacă energia e mai yang în partea de jos și mult mai stagnantă în partea de sus, apare starea de agitație, știi, de pavor. E,
În momentul în care rinichii noștri sunt dezenergizați și nu avem grijă de ei, da? Ca energie, tu ca boală poți să n-ai nicio boală renală, ca energie nu avem grijă de ei, nu acumulăm energie vitală în abdomenul nostru ca să ne cultivăm ființa, în momentul acela apare o stagnare a fluxului energetic prin două canale fundamentale, vasul guvernor și vasul de concepție. Când energia nu mai circulă la fel de bine pe aici, apare lenea. Și lenea se manifestă prin multe lucruri, printre care și această amânare. Ce scuze găsim noi pentru amânare? Găsim, n-am avut chef, n-am avut timp, am avut altceva mai bun de făcut, m-am uitat pe la nu știu ce seriale, că mai nu avem o grămadă de platforme de-astea în care ne putem uita. A trecut vremea, a venit vremea să mâncăm. Tot felul de scuze pe care le repetăm și ele creează o schemă, un program în mintea noastră. Ele la bază au însă o cauză. De ce evit să fac un lucru? Pentru că mi-e frică de. Și atunci vreau să evit tare lucru. Ține minte, la baza oricărei amânări, procrastinări și evitări, întotdeauna există o frică care se manifestă printr-o evitare. În psihologie numim asta mecanism de apărare. Știi? Și atunci când îmi vine un om care spune, dom'le, tratează-mă de lene, ceea ce nu știu să fac, atenție, întotdeauna mă uit și văd care-i frica din spate. Pentru că o să vezi că lenea e foarte selectivă. Da? Ți-e lene în anumite situații, în altele nu. Corect. Da? Dacă ți-e lene non-stop și n-ai energie, deja trebuie să la doctor, că acolo poate nu ai toate vitaminele cu tine, știu eu. E ceva în neregulă. Suntem foarte selectivi. Evităm anumite lucruri. Dar mai important, aș vrea să-i învăț pe telespectator cum să scape de chestia asta. Pentru că, ok, știm de ce e, nu ne ajută la mare lucru. Cum scăpăm de chestia asta? Vă dau trei metode. Prima metodă este să ne energizăm în fiecare zi rinichii și să le dăm acea energie de care avem, de care au nevoie, astfel încât să genereze putere și forță. E ca a da combustibil în locomotiva unui tren. Știi? Da. Dacă vrei să meargă repede, trebuie să bagi acolo combustibil. E, și ce faci? Cum faci chestia asta? Oricând în timpul zilei, nu contează când exact, dar preferăm dimineața, ca să fie frumos și să ne țină toată ziua, frecăm palmele puternic una de alta până se încălzesc, da? Dar frecăm și dosurile palmelor până se încălzesc, ținem mâinile în pumni, ducem mâinile la spate și ne masăm ușor în zona mijlocului, în zona rinichilor, da? Și după aia masăm cu dosurile palmelor punctul aflat la jumătatea distanței dintre cei doi rinichi, da? Deci la spate, undeva în zona coloanei vertebrale lombar 2, acolo se află un punct care se numește Mingmen, poarta destinului. Și prin punctul ăla noi ne energizăm cu vitalitate, cu chef de a face chestii, da? Cât frecăm? Un minut, două, trei, cinci, cât vrei tu. Eu stau uneori și 10 minute când mă simt obosit și știu că am o zi foarte plină. Ce am nevoie de energie, masez cât se poate de mult, până simți că zona respectivă se încinge. Nu apeși, nu lovești, nu e nevoie de așa ceva. Când faci exercițiul ăsta, foarte important, atenția ta să fie focalizată în abdomenul inferior, sub buric și în interiorul corpului și respirația să fie cât mai profundă, cât mai abdominală. Dacă faci chestia asta, din prima zi o să observi efectele benefice, nu are niciun fel de reacție adversă, deci poate să-l facă oricine, indiferent de vârstă sau de condiția lui medicală. Și în fiecare zi făcut, deja după 3 săptămâni, o să aveți cel puțin cu 50% mai multă energie per global. Da? Asta e un truc. Al doilea truc foarte important e să ținem minte așa. Ce ajunge în rinichii noștri înainte de toate? Aerul? Mâncarea? Nu. Ce bem? Da? Pentru că rinichii, în mod firesc, filtrează lichidele corpului și elimină dejecțiile prin urină. Bun. Și atunci ce ar fi dacă? Apa, sucul, ce beau? Că acum o să vină lumea, băi, da, dar eu nu beau apă, eu beau doar suc. Asta e, măcar bei ceva. De fiecare dată când bem, nu stăm să energizăm, să pierdem timp. Da? Dar când bem apă, conștientizăm cum energia apei respective
ajunge până în rinichi. Ne imaginăm, știu că apa se oprește deocamdată în stomac, da, temporar, dar noi ne imaginăm că energia apei pe care am băut-o se duce până în rinichi și hrănește rinichii și vizualizăm rinichii strălucitori și sănătoși. Eu de fiecare dată când beau apă, din sticlă, din pahar, de la cișmea, de unde o fi, eu vizualizez energia binefăcătoare a apei, cum ajunge până în rinichi. Efectiv, în mintea mea văd rinichii aia cum, ce bine e, știi? Am primit niște apă și sunt sănătoși și plin de energie și plin de vitalitate. Asta e al doilea truc. Da. E extraordinar. Și al treilea truc, nu neapărat mai complicat, dar poate un pic mai ezoteric, este să avem mare grijă de cum circulă energia în corpul nostru în momentul în care ne simțim leneși. Exercițiul e așa, domnule, mă simt leneș, conștientizez faptul că mi-e lene să... Ok, e o cauză, amând pentru că mi-e frică de, dar n-am timp să analizez cauza. Îmi focalizez atenția și imaginez, domnule, dacă lenea asta ar fi un titirez în corpul meu, unde ar fi lenea asta? În abdomen, în piept, în picioare, în spate, în gât, în cap, în fund, unde ar fi? Bun. Ar fi statică sau ar fi dinamică? Și o să vezi că de cele mai multe ori lenea respectivă e statică, nu o să o percepi ca fiind extrem de dinamică. Bun, și dacă e statică, o mișc. Îmi imaginez pe acea lene ca o bilă de ceva. Da? Și iau lenea respectivă și o mișc atât de repede prin corpul meu, în ce direcții vreau eu, până când ea se disipă în totalitate. O să vedeți că la exercițiul ăsta, care nu-i doar un exercițiu de imagerie, efectiv, energia stagnantă se pune în mișcare și o să ai o stare de tremurătură, o stare de agitație care durează câteva secunde, după care trece, asta doar la începutul practicii, și lenea dispare. De ce? Pentru că lenea, repet, este o energie stagnantă. Dacă eu conștientizez chestia asta, dacă mă duc să văd cu mintea mea unde e lenea și dacă o iau și o azvârl de toți pereții prin mine, da? Și o mișc pe acolo, energia din stagnantă se va transforma în energie, în mișcare naturală, frumoasă. Lenea se va disipa și îți va fi tot mai bine. Toate trei metodele funcționează, niciuna nu e tratament al cauzei. Deci toate sunt tratamente simptomatice, să spunem așa. Pentru a trata cauza, autocunoaștere, dezvoltare personală, dar asta e o chestiune care durează ani de zile. Și până la urmă, eu sunt mare fan al tratamentului simptomatic. Pentru că dacă tu vii la mine și îmi spui, Rizma, mă doare cap, da? Aș putea să-ți dau o pastilă, nu dăm nume ca să nu dăm branduri, dau o substanță, îți dau un ibuprofen, da? Și îți trece durere de cap în 10 minute. Și o să zici, păi, da, dar nu mai ai rezolvat cauza. Păi până îți rezolvi cauza, îți pleznește capul de durere, nu mai poți să te focusezi pe nimic. Și atunci, de multe ori, e bine întâi să-i arăți omului că poți să îndepărtezi simptomul respectiv, îi dai încredere omului, pacientului, ce-o fi, că se poate face chestia asta și abia apoi îi spui, păi da, uite, vezi, ai lucrat, hai, simțindu-te mai bine, să vedem ce se află mai în profunzime. Pentru că poate să fie multe. Frica de abandon, o femeie care a fost părăsită și înșelată, crezi că e ușor? E îngrozitor. Creează în ea tipare. Și eu am o prezumție și mă bazez pe niște studii. Eu cred că PTSD-ul, tulburarea de stres post-traumatic, e mai des întâlnită decât credem noi. Și în mai multe cazuri. Mult mai multe cazuri. Eu cred că și un divorț poate să genereze PTSD, decesul cuiva drag poate să genereze PTSD, pierderea unui job, a unei case, a unui prospect de viitor poate să genereze PTSD. Și de multe ori PTSD-ul ăsta se internalizează, ne e frică, ne e rușine să scoatem, ce o să zică lumea că am atacuri de panică, ce o să zică lumea că sunt anxios, ce o să zică lumea că sunt trist sau că plâng seara, mi-e rușine. Rușinea asta vine și... Ai pus punctul pe ei. Da, rușinea asta, nu? Vine și ne face să ne închidem și mai mult în noi și nu facem decât să închistăm niște emoții negative. Poate temporar te simți mai bine, dar peste o lună, două, trei, un an, emoțiile astea ies la suprafață. Știi? Ies sub forma, ziceam noi și în altă emisiune, sub forma tulburărilor psihosomatice, care apar foarte mult. De exemplu, sunt studii făcute pe astmul apărut la copii și întâmplător și coincidental, în 83%, dacă nu mă înșel, nu vreau să mint, căutați studiile de Cambridge și Johnson asupra astmului la copii, copiii care suferă de astm
da? În 80% din cazuri sunt copii cu mame care i-au abandonat sau cu mame care au lipsă de prezență în viața copilului. Uh-huh. O fi vreo legătură cu iubirea maternă și asmă? Eu zic că da. Da, da. Studiile nu pot garanta, dar dacă în 80% din cazuri mamele alea sunt absente, nu le oferă ce au nevoie. Dacă te gândești la astmul pulmonar care ține de centrul inimii și de chakra inimii, care nu, cum o deschizi, cum ajungi să o dezvolți? Primind iubire de la mamă, da? De la tată, de la părinți, de la bunici sau de la un suplinitor al rolului lor, că e profesorul, că e învățătorul. Asta uită profesorii noștri, că ei au rolul primar de a educa fiind suplinitori ai iubirii părintești. Inițial în România, când România a devenit România, nu exista profesor, exista învățătorul și suplinitorul. El suplinia ceva. Ce suplinia? Iubirea pe care o primeai acasă, te duceai în clădirea numită școală și acolo primeai suplimentar această iubire. Vai, câte deci, pe măsură ce vorbești, îmi vine așa, știi, cu din șpata, da, vreau sunt, să vorbesc. Rușinea cu superstițiile, cu astea sunt cumva, sunt legate. Și cu anxietatea și cu... și legat de copilaș, aș mai face o emisiune, mai multe, de fapt, cu tine. Chiar zile trecute, fiica mea a zis ceva foarte interesant. La un moment dat îi tot spuneam, eu zic, măi, Delia, nu mai pot, mă, dacă nu continui, trebuie să mă rog de tine să faci, să... tot atâta, să stau cu tine, adică mă tot rog de ea în permanență și ea se uită la mine așa foarte calmă și liniștită, zice, știi ce? Dar mie îmi place să te rogi de mine. Și zic, de ce, mama? Zic, pentru că îți dau atenție mai multă decât, adică de fapt îți dau acea atenție, pentru că în rest suntem la serviciu, suntem ocupați și... Da, e foarte interesant, pentru că copilașii din ziua de astăzi, și aici e poate un beneficiu al rețelelor sociale, al accesului la informație pe care l-au. Copiii din ziua de astăzi sunt mult mai precoce în manifestările lor emotive față de cum eram noi în trecut. Da. Da? Există unii care spun, merg până acolo încât să spună că copiii sunt mai manipulatori decât erau înainte. Nu, pur și simplu copiii știu mai multe decât știau acum 20-30 de ani și atunci reușesc să citească mult mai ușor pe fața ta emoțiile și reușesc să spună niște lucruri absolut fantastice. Știi, pe lângă lucrurile trăznite pe care le spun copiii, uneori te pot lăsa cu gura căscată. Așa este. Îți mulțumim foarte mult. S-a terminat emisiunea. Deja? Firar să fie, gata. Te așteptăm în continuare pe la noi cu foarte, foarte mult drag și mulțumim cu recunoștință pentru tot ceea ce ne oferiți. Van, este o plăcere. Mulțumesc din suflet și sper că n-am plictisit pe ei. N-am plictisit, nici n-avem tip să ne plictisim. Nu vezi că nu ne ajunge oră. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție, mulțumesc Zonia pentru vestimentație. Până mâine, dragii mei, creatorul să ne țină în palmele sale cu multă blândețe. Acum stați alături de noi, urmează Sport Arena la zi. La revedere! Purarom by Cornelia Decu Chamon v-a oferit emisiunea Dincolo de ceea ce știm.